Cele 10 porunci dumnezeiești. Porunca 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Porunca 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. Porunca 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Porunca 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. Porunca 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. Porunca 6. Să nu ucizi. Porunca 7. Să nu fii desfrânat. Porunca 8. Să nu furi. Porunca 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Porunca 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Cele 9 porunci bisericești. Porunca 1. Să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie în fiecare duminică și sărbătoare. Porunca 2. Să ținem toate posturile de peste an. Porunca 3. Să cinstim fețele bisericești. Porunca 4. Să ne spovedim și să ne împărtășim în fiecare dintre cele 4 posturi mari de peste an, ori, dacă în fiecare post nu putem, cel puțin o dată pe an, în postul Paștilor. Porunca 5. Să ne rugăm pentru toți cei ce stau în fruntea țării. Porunca 6. Să ținem posturile pe care le-ar orândui episcopul sau mitropolitul locului în vreme de primejdii, de molime sau de alte necazuri. Porunca 7. Să nu citim cărți eretice sau ale sectarilor. Porunca 8. Să nu înstrăinăm, nici să folosim spre scopuri străine lucrurile bisericești sau averea bisericii. Porunca 9. Să nu facem nunți și ospețe sau alte petreceri în timpul posturilor.